Un incendiu violent a făcut dezastru în comuna Ilovăț. Trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu trei auto speciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un adăpost de animale din localitatea Dârbucița. La sosirea pompierilor militari, incendiul se manifesta generalizat la un adăpost de animale și la mai multe anexe gospodărești, aparținând mai multor proprietari, riscând să se extindă la construcțiile aflate în imediata apropiere. În cursul zilei de marți, 14 iunie, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu trei auto speciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un adăpost de animale în localitatea Dâlbocița din comuna Ilovăț. Pompierii mehedințeni au depus eforturi susținute timp de circa 5 ore pentru a limita și stinge incendiul care, din cauza vântului puternic, risca să se extindă cu repeziciune. Au ars un adăpost de animale, 5 anexe gospodărești, 5 saivane de oi, 7 tone de plante furajere și 31 de metri cubi de lemn de foc. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost determinată de crearea din culpa condițiilor de a genera incendiu, motiv pentru care proprietarul a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Pompierii mehedințeni fac un apel către populație să conștientizeze că focul scăpat de sub control poate produce pagube materiale însemnate sau poate pune în pericol chiar viața persoanelor. De asemenea, în condiții de vânt puternic, flăcările își pot schimba direcția, riscând să se propage la gospodării.